Poli a fost la un pas de surpriza sezonului în Liga Națională de Handbal. Alb-violeții au luptat de la egal la egal cu HCM Constanța, dar au cedat la limită. Noi am greșit multe. La primul repriză noi a pierdut factic meci, când am dat numai 5 gol am marcat. Cu victorii pe linie în campionat, marinarii n-au avut deloc viață ușoară în Banat. Poli s-a apărat exact, iar fiecare distanțare a oaspeților a fost recuperată de alb-violeți. S-a întâmplat până în ultimul minut. Timișorenii s-au apropiat la un singur gol, iar constanțenii au cerut time-out. Avem timp! Hai! Nu luăm gol! Nu pierdeți omul! 2-3-2! Oaspeții au ratat atacul, dar arbitrii au fluierat ciudat aruncarea de la 7 metri. Toma a înscris pentru 21-19 și a dus victoria Constanței. Un final de meci tensionat. Oricum știam că ne așteaptă un meci foarte, foarte greu aici la Timișoara. Timișoara are o echipă foarte bună astăzi și un public deosebit și numeros în același timp. Este o victorie meritată din punctul meu de vedere. Eu sunt foarte mulțumit, felicitări pentru cum am câștigat Constanța. Eu cred că am fost handball de la Europa, de la Mondial, la Serbia. Ferin și Stan au fost cei mai buni marcatori ai timișorenilor, cu 6, respectiv 5 goluri. De la constanțeni, Toma a înscris de 6 ori.